trage o idee dintre cele puncte pe care le-ați dezvoltat acum în fața noastră? Aș spune că la tot ce înseamnă derapaj moral, inclusiv corupție, care corupție materială ascunde în spate un act de corupție spirituală întotdeauna, antidotul cel mai sigur este creștinismul asumat. Și acest creștinism asumat, cred că poate fi evident atins, concret, putem vorbi despre el în măsura în care, într-adevăr, ne implicăm. Și în sensul acesta vă urmez de plin în ceea ce ați spus, adăugând din interiorul instituției cumva la care, în mod firesc, ați făcut referire, că atitudine față de anumite lucruri care au contorsionat la un moment dat spațiul nostru public s-a luat și din interiorul bisericii. Adică aveți dreptate să spuneți asta, însă dreptatea de plină este să spunem că au fost acte de poziționare frecvente în ultimul timp în legătură cu aceste lucruri. Dar creștinismul asumat, într-adevăr, este antidotul la ceea ce ne deranjează pe noi toți în societatea românească, corupția cu foarte multe chipuri. L-am văzut în sală, prea târziu însă, pe un bun prieten al nostru și unul dintre cei care are un interviu în această carte și îl salut cu multă prietenie și căldură pe domnul Sorin Lavric. Nu ești încă aici, Sorin, dar poți ajunge, nu te va opri nimeni, îmi pare rău că ai ajuns mai târziu. Mulțumesc mult pentru prezență. Acum îi dau cuvântul celui care, așa cum spunea și domnul Neamțu și ceilalți, a făcut posibilă cartea pe care o țin în mână. E vorba de un efort foarte concentrat, un efort pe care l-a făcut timp de mai multe luni de zile, cred, intervievând pe cei pe care a dorit să îi pună față în față cu viitorii cititori. E vorba de domnul Cristian Curte, un jurnalist consacrat, cum spuneam, un teolog ca formație, un om de cultură, un om care înțelege actul mediatic ca pe un act mărturisitor, ceea ce spune multe despre creștinismul despre care vorbeam adineauri. Domnia sa mărturisește în prefață că a încercat în acest volum, prin publicarea lui, să afle cum stăm noi în societatea românească, la începutul mileniului 3, în fața lui Hristos. A concis foarte bine, de fapt, ideea cărții, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Dacă acceptăm că miezul fierbinte al referendumului a fost unul eminamente moral, știm că morala autentică pentru noi are legătură cu Hristos, atunci, într-adevăr, testul referendumului a fost unul revelator și în legătură cu poziția pe care o avem noi, ca societate, astăzi, în fața lui Hristos. La începutul mileniului 3, trăim vremuri care, cum mărturisește domnul Cristian Curte, sunt și îngrijorătoare, nu doar glorioase, nu doar indecifrabile. Pentru un creștin lucid, aceste vremuri sunt decifrabile într-o cheie pe care domnia sa a folosit-o cu profesionalism în interviurile pe care mi le-a luat celor aflați aici de față. Domnule Curte, felicitându-vă pentru apariția acestei cărți, vă dau cuvântul cu multă bucurie. Mulțumesc. Greu să vorbesc după Mihai. A bătut în cuie lucrurile cele mai importante. Dar aș începe optimist. Am fost destul de pesimist în duminica referendumului. Chiar vorbeam cu Mihai și Mihai zicea, să știi că am o dorință secretă să pice. Și zic, de ce, Mihai? Ca să ne trezim. Cred că șocul referendumului e până la urmă unul eminamente pozitiv. Mi-am recăpătat optimismul intervievându-i pe cei 14 intelectuali din această carte. Sigur, unii critică, chiar și biserica, poporul, instituțiile statului, dar până la urmă toate criticile lor asumate cred că ne pot duce cu un pas înainte. Eu nu vă mărturisesc că am aflat inclusiv lucruri foarte practice pe care nu le știam și care mi-au dat foarte multă
încredere. Habar n-aveam, de exemplu, înainte să-l intervievesc pe domnul profesor Radu Carp, că legislația pentru referendumul din Uniunea Europeană este în general foarte diferită de a noastră și că referendumurile la care noi jinduim, să zicem, Brexit-ul, de exemplu, sau cel referitor la avorturi din Irlanda, nu jinduim la rezultat, ci la organizare, au fost organizate pe banii statului, cu două tabere pro și contra, constituite de către stat, cu dezbateri care au durat 6 luni de zile, 6 luni de zile organizate de către stat, atâta a considerat un stat matur din punct de vedere democratic, că e necesar pentru ca o temă sensibilă să ajungă, citez aici pe domnul Teodor Baconschi, spunea el, în capilaritatea societății. Adică e nevoie să priceapă această temă ultimul sătuc. Nu e vorba doar de, nu e vorba doar de orașe. Lasă că și orașele se învârtă niște bule pe Facebook, în care fake news-ul este rege. Fake news de care nu aveam parte până acum câțiva ani și în care mass media tradițională nu intră, cel puțin nu cu atâta aplomb. Așadar, e vorba în primul rând de o afacere a statului, un referendum. Degeaba ne dăm noi de ceasul morții și ne punem cenușă în cap, atunci când el eșuează, pentru că este ca și cum ai încerca să reinventezi tu ca cetățean statul de la zero. Nu poți. Nu ai mijloacele financiare, nu ai instituțiile pentru ca să poți să faci acest lucru și ai nevoie de timp. Domnul Gheorghiu a făcut împreună cu toți voluntarii maximum posibil. Deci, îmi pare rău că nu e surprins în cartea și are dreptate domnul Gheorghiu marșul, ci doar evenimentul final. Nici nu puteam să fi transformat într-o carte uriașă. Dar domnia sa împreună cu toți voluntarii și cu toți cei implicați în comitetul director au strâns 3 milioane de semnături în condițiile în care, nota bene, Uniunea Europeană, cea mai mare performanță unei inițiative cetățenești a reușit să strângă 1 milion de semnături. Deci au strâns de 3 ori mai mult decât maximum. De unde și stupoarea colegilor mei jurnaliști care nu l-au înghițit, sunt în general toți foarte libertini, deci nu-i pune nimeni, așa sunt ei. Stupoarea unei asemenea masă. De unde au venit oamenii ăștia? Că noi, adică noi jurnaliștilor, adică nu suntem deloc de acord. Deci, nu poți să reinventezi singur o mașinărie care e de stricta competența statului. Am încercat, n-am reușit, dar ceea ce eu cred că am reușit este foarte mult. Deci, 3 milioane de semnături, 3 milioane și jumătate de oameni care au venit totuși la urne. Eu eram foarte sceptic de la bun început că nu putem să aducem 6 milioane. A reușit Năstase să treacă dvorumul. În ce condiții? Spunea CTP, domne, nu mai sunt cei vechi din PSD. Ei, știau cum să alerge cu urna pe câmp după oameni și prin piețe. Atunci inclusiv medicii de familie au îndemnat lumea să vină. Haideți, domne, veniți la vot că intrăm în Uniunea Europeană. E, în cadrul acesta, eu cred că noi am făcut foarte mult. Domnul profesor Radu Carp mi-a tras atenția cu un referendum vital pentru o națiune, Macedonia, care privea denumirea statului și apartenența la Uniunea Europeană, n-a strâns vorbă. Pentru că tot domnia s-a spunea, referendumurile în general nu strâng vorbă. De aici e o întreagă dezbatere în științele politice dacă un referendum să aibă sau nu un prag. Adică dacă nu te interesează, treaba ta, votează 2 oameni. Și ăia 2 oameni trec pragul și cu asta basta. Așadar, nu cred că trebuie să dramatizăm prea mult faptul că nu am ajuns la acest prag. În al doilea rând, sunt foarte optimist pentru că avem de-a face cu adaptarea unei instituții bimilenare, cu o bogată experiență a unei conduceri bicefale, în care împăratul era socotit un fel de episcop pentru treburile din afara ale bisericii, o instituție care așa s-a obișnuit să funcționeze. Luați de pildă discursurile recente ale custodelui coroanei, ale principesei Margareta, și vedeți că până și acum Casa Regală a României gândește completamente altfel decât clasa politică. Să observ, Mihai,
ce le spune la Haga despre intrarea în spațiul Schengen și greșește să spună principesa Margareta, nu mai judecați atât, parafrazez. Da. Suntem mai patrioți și mai religioși decât voi. Deci vine cumva în cadrele, să-i zic, premodernității. Ori, instituția bisericii nu se poate adapta în 30 de ani. Mai ales că a încercat și tu, Mihai, spui că și eu cred, a și reușit cumva să conducă Bizantin timp de 30 de ani, acomodându-se cu niște figuri politice dubioase, lasă că nici împărații nu erau toți, nu pluteau pe deasupra Imperiului Bizantin, cum am învățat noi, că era umbra împărăției lui Dumnezeu pe pământ, era numai umbra de multe ori, nu și lumina. Și e foarte greu să-i spui unei astfel de instituții, dă-te de trei ori peste cap și prefă-te în ce? Îl citez iar pe domnul profesor Aducar, nicăieri în ortodoxie nu funcționează rețeta aceasta. Cumva în ADN-ul nostru, atât politic, cât mai ales în ADN-ul cetățenilor, este că până la urmă un politic e credincios. Nu poate lui să-i treacă prin cap o enormitate atât de mare ca ideologia de gen și să vină cu ea în școli. Eu am constatat asta ca jurnalist, că mi-au spus preoții, domne, mi-a fost greu să-i convinc până și pe credincioși și practicanți. Adică lor li se pare o chestie atât de anormală, încât nu are cum un politician ca, nu știu, Liviu Dragnea sau Ludovic Orban sau chiar și Klaus Iohannis să pună în practic un asemenea tăvăluc. Hai că poate la USR, dar ăștia sunt așa niște niși exotici, foarte tineri. Deci n-aș învinovăți prea tare biserica, iar va fi silită să se transforme. Noi ca și teologi suntem siliți să ne transformăm. E drept că uitându-ne la neoprotestanți avem așa un jin, dar e firesc. Ei au intrat în istorie, în răspărul tradiției politice. S-au izbit de proiectul teologico-politic al romano-catolicismului și au întemeiat un stat în Statele Unite ale Americii pe baza unei astfel de polemici și au un ADN-ul lor să fie altfel. Să lupte, să se definească. E foarte greu să ieșim din Imperiul Bizantin și constat că niciun stat ortodox nu reușește să o facă. Îi avem pe polonezi. Da? Toată lauda. Însă ei vin în stiajul lui Carol Wojtyla, s-au așezat altfel față de comunism și au așezat altfel statul în 1990 și sunt catolici. Cred că sunt mai adaptați la modernitate decât noi. Și mai e ceva. Dincolo de instituția bisericii, dincolo de ceea ce facem noi. E proiectul modernității. Și vă invit să citiți Povara Libertății a lui Mihai Neamțu, care încearcă să analizeze felul în care în zorii ei modernitatea substituie ca și autoritate sacerdotul prin autoritatea specialistului. Pentru o generație crescută în materialism științific și învățată, chiar dacă ne convinsă în totalitate că știința, domnule, e graal, alfa și omega, ea ne dă toate răspunsurile, mai lăsați-ne cu popii. Deci, pentru astfel de generație, proiectul modernității este foarte apetisant. Dacă mai așez la asta și bomboana de pe colivă a unii numesc sexomarxismului, adică, domnule, știința numai că îți dă soluțiile la tot, dar și spune, ești liber și e chiar bine. O iei razna dacă îndrăznești să practici abstinența, de exemplu. Sau, iată, să te gândești că homosexualitatea poate să fie un păcat, în vreme ce sunt nu știu câți homosexuali care spun, domnule, m-am trezit cu instinctele astea. În fine. Avem, de exemplu, părinți de secol 20, ca părintele Arsenie Boca, părintele Porfirie, care văd în anumite tare, patim, nu se referă strict la homosexualitate, și o urmare a acțiunii strămoșilor noștri. Deși nu există absolut niciun fel de evidență genetică a faptului că homosexualitatea s-ar moșteni. Deci vin stoții și aceștia și spun, domne, m-am trezit cu chestia asta, n-am ce să fac. Sunt completamente nevinovat. La pubertate n-am mai știut ce să fac și uite, în loc să
îmi placă și mie băieții fiind băiat, să-mi placă fetele fiind băiat, mi-au plăcut băieții. Și asta e narațiunea pe care o livrează neîncetat mass media, blogurile, Facebook-ul. Să vii tu și să-i spui, băi, așa te-ai trezit. Dar sunt unii care se trezesc cu instincte criminale. Tot genetica comportamentală vede, găsește dovezi, adevărate sau nu, cred că ne poate spune domnul doctor, poți să le pui sub semnul întrebării, pentru fumat, pentru alcoolism, pentru tot felul de nebunii din lumea aceasta. Ce faci? Mergi cu acest enorm bagaj care îți vine din urmă sau ești creștin făptură nouă și poți, la o adică, să te reinventezi, nu? Am spune noi într-un vocabular așa de multinațional. E, spune asta omului din lumea multinațional să reinventeze. El vrea să se reinventeze ca o poveste de succes. Povestea asta de succes nu implică libertatea interioară, ci libertatea materială. Așadar, cred. N-avem motive să ne plângem. Cred ceea ce zicea Claudiu, ce să fi pierdut când n-aveam absolut nimic de pierdut. Am reușit să aducem în atenția societății niște teme care nu-i provocau deloc insomnii. Nu cred că nu doarme acum din cauza referendumului nostru, dar cel puțin la un moment dat a trebuit să se întoarcă de pe o parte pe alta și să spună, băi, ce chestie. Deci unii au niște obsesii. Deci am reușit să le ridicăm niște cartonașe. Ei le-au băgat sub plapumă, s-au gândit, lasă, domnule, dormim mai înainte. N-are cum Iohannis ăsta să ne facă o asemenea blestemăție? Sau doamna Viorica asta care atât de cum se cade, gospodină de-a noastră? Dar noi le-am spus, în special domnul Gheorghiu, o să vă fac. Nu ne credeți. Nu peste un an, peste doi, peste cinci, peste zece. Am observat cu surprindere că între preoți, de exemplu, tema s-a răspândit foarte bine. Preoții au devenit foarte, foarte conștienți. Cred că erau dinainte pregătiți. Dar acum sunt foarte conștienți. A început lucrul acesta să se discute în parohii. Deci cred că treptat țara se trezește. Cred că facultățile de teologie sunt obligate să se gândească la această temă, să se adreseze ei prin cursuri, prin dezbateri. Eu mi-aș dori ca această carte să fie doar prima dintr-un șir foarte lung care să pună problema. Ideologiei de gen, corectitudinii politice. Paranteză, l-am văzut pe Radu Paraschivescu, lansând un volum la Humanitas, deci iată că și lumea bună începe să-și pună problema corectitudinii politice. Deci, se întâmplă lucruri. Și eu cred că poate a fost de la Dumnezeu că am eșuat. Și poate dacă n-am fi eșuat, ne culcam până și noi, până și inițiatorii, pe o ureche. Elitele noastre politice, intelectuale, veneau la pachet cu parteneriatul civil, pe care îl îmbrățișează până și unii dintre intelectualii ortodoși, care e de fapt o vasi-căsătorie ulterior legiferării. Și ne-am fi întors la punctul 1, de unde am plecat, fără însă acest bold asupra conștiinței noastre. Dom'le, nu ne-a ieșit. Nu ne-a ieșit pe, să zicem, calea scurtă legislativă, trebuie să o luăm pe calea lungă. Convingerile pe care trebuie să le clădim, așa cum spune Mihai, lupta cu sistemul politic, așa cum spune domnul Gheorghiu, schimbarea la nivelul, o schimbare de paradigmă la nivelul instituției ecleziale, așa cum s-au trezit ierarhii noștri. Că brusc clasa politică, uite, nu mai vrea să le mai facă, să le satisfacă orice fel de cereri. Și pe termen lung, putem să intrăm în siajul unor mișcări europene contestatare ale doctrinei mainstream, așa cum face, de exemplu, Polonia și cum... Mă bucur că Mihai l-a citit pe Victor Orban, e o nucă tare, greu de înghițit, mai ales pentru noi români, mai ales pentru politica vis-a-vis de Ardeal. Dar uite, un om care reușește să spună public, domnule, eu apăr moștenirea creștină a Europei. De ce să nu avem și noi câteva figuri politice în viitor? Bună oară de la PMP. Că tot a ajuns Mihai Neamțu vicepreședinte. Care să spună răspicat asta în Parlament.
Facem propagandă politică sau ce? Fac și propagandă politică. Uite, eu am votat politică. Ortodoxia e de bine, da. Ne salvează PNP-ul. Da. Deci, în fine, vreau să spun. Bun, punem în paranteză orice fel de partid politic. Îmi doresc să fie figuri politice de la partide parlamentare care să spună în plen, domnule, eu apăr moștenirea creștină a Europei, cum zice Victor Orban. Sau cum o spune Victor Trump, care pare un fel de clov nebun. Dar câți nebuni n-au salvat ortodoxia de-a lungul timpului, nu? Câte personaje ciudate n-avem în viețile sfinților? Deci personaje de genul acesta, care să ajungă bună oară la Cotroceni, să-i spună așa mainstream-ul, bă, nici nu te băgăm în seamă pentru că ești dus cu pluta, să fim serioși. Iar el să-și vadă de treabă, să configureze o politică externă lucidă, să ne ia în seamă și pe noi, atunci când vrem să votăm, că tot a zis președintele ales că o să fie președintele tuturor românilor, e o formațiune politică în afara arcului parlamentar, care a spus, domnule, cred că te-ai gândit și la noi, ăștia 3,5 milioane pe care ne-ai înjurat. Eu, de exemplu, l-am votat în urmă cu 5 ani și am fost surprins. Bine, mă gândeam că are așa ceva prin minte, deși protestant și biserica lui, știți foarte bine, are niște opțiuni la nivelul acesta mai mult decât dubioase. Episcopul de Stockholm e o episcopeasă, lesbiană și creștină, căsătorită încă din vremea în care era în așa zisul lor ascor. Deci, ce să-i cer? Mă rog, nu cred că poate să priceapă prea multe, venind dintr-o astfel de biserică, dar măcar putea să-și țină gura. Și mi-aș dori și eu un președinte, peste 5 ani, care să spună, da, frate, sunt atent și la voi. Proști, deștepți, buni, răi. Sunt atent și la voi. Eu cred că vor fi. Și cred că treptat ne vom câștiga un loc în cetate și cred că suntem mult mai mulți decât 3,5 milioane de oameni. Mult mai mulți care sunt de acord cu acest nucleu, care s-a duminit, să spunem, care a înțeles cam unde ajungi cu patologiile modernității și care s-a așezat într-o narațiune politică de mileniul 3. Ne vor urma și ceilalți, poate la urne sau poate nu, dar în convingere eu cred că ne vor urma și cred că vom reuși în România, în anii care vin, să ne facem auziți. Mulțumesc!